Bine ați revenit pe canalul nostru, Roxana Stoleru. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți. Deja este a treia sau a patra dublă pentru că Aki vrea și el să se facă prezent și a început să latre mai devreme. Deci, încă o dată, vă mulțumim că sunteți aici. Vă invităm să vă abonați dacă vă place, bineînțeles, ce vedeți. Și poate ne și dați sugestii ce anume ați dori să mai vedeți. Astăzi continuăm cu o seria degustărilor de cidru, de data asta doar două băuturi și o să-l invit și pe Costin să poftească alături de mine și să vă dăm opiniile noastre. Bine ai revenit, Costin, la episodul 3 de degustări a unor băuturi de vară, care le considerăm noi de vară. Poate unii le beau și în alte anotimpuri. Băuturii alcoolice, care pot fi băute ca atare sau în combinație, în diverse cocktailuri sau alte băuturi care vă plac. Pentru astăzi am adus două feluri de cidru. Un cidru rosé, Michel Jodoin, și un cidru nefiltrat, aceeași firmă Michel Jodoin. Hai să... Și Costin a pregătit și un platou care poate fi servit alături de aceste băuturi, câteva afine, cașcaval, crackers cu fructe uscate, brânză și Niște chipsuri care sunt vegane din legume doar. da, pentru cine dorește. Hai să bine ai revenit și hai să vedem ce ne-ai pregătit să degustăm astăzi. Fac și încă o precizare pentru cei care nu beau bere, asta ar fi o alternativă viabilă pentru vară. Da, un cidru acidulat și rece. Bineînțeles, sunt băuturi care sunt mai bune să fie băute la rece. Să vedem dacă ne ajută și desfăcătorul. A trebuit să schimbăm desfăcătorul că nu ne ajuta. L-a luat unul frumos colorat de la Amsterdam și nu ne-a ajutat, dar am găsit altul. Bineînțeles că Aki s-a urcat deja pe scaunul meu și vrea și el să ne asiste la Aveți această aici producție. culoare foarte frumoasă. Este cel nefiltrat, primul. Ia să vedem. Aromă de cidru. Nu e pe gustul meu. Mie îmi plac băuturile mai dulci. Mie nu, asta nu, chiar nu-mi E place. foarte bun, nu e pe gustul meu, e un sec. Este ca un fel de, să zic așa, are gust, aduce un Riesling, așa, Și mai slăbuț. cu ce l-ai Păi, cu potrivi? o brânză de ocă l-aș potrivi. Uitați aici, o brânzică de ocă, Cașcaval, da. cașcaval, să zicem așa, da. Un pic afumat, Un pic, parcă, nu? da, un pic afumat și ar merge foarte bine cu această băutură de vară. Ia să vedem și pe a doua, ca să nu lăsăm să aștepte lumea. A doua, să vedem culoarea și să vedem. Da, se vede că este un cidru roze. Are o mică tentă și se văd și bulele de la acid. Așa, ia să vedem să. Aceeași aromă. Da, aromă de mere. Un pic mai dulceag, dar... Un pic mai dulceagă, are o tentă, un gust de. Seamănă foarte mult cu cel dinainte, să zic așa, are doar aroma care e de mere. Am oprit filmarea pentru că Aki a vrut și el să bea, i s-a făcut sete când a văzut că noi degustăm. O să se audă în continuare pe fundal că are o sete Intensă. de exact. Deci care este favoritul tău dintre cele de azi? Favoritul meu de cele două băuturi este acest cidru care este nefiltrat, care este sec, este ceva foarte bun pentru cei care nu beau bere și care vor să încerce un cidru. Ambele, am uitat să spunem, au 6,4% alcool.
Mie, sincer, dintre ele două îl prefer pe la roze, dar nu, niciunul nu este pe gustul meu. Am preferat din băuturile încercate ieri, dacă vreți să vedeți episodul 2, o să vedeți acolo. Rămân în top pentru mine. Și, cum spuneam, se pot degusta împreună cu un mic platou de brânză, crackers și fructe de pădure, ce vă face plăcere. Poftă bună! Sperăm că v-a plăcut și episodul de astăzi al degustărilor. Cum spuneam și la început, vă așteptăm cu alte sugestii de filmulețe, videouri care v-ar face plăcere să le vedeți la noi pe canal. Până atunci o să vă dăm randevu în zilele următoare cu alte noutăți. Vă mulțumim frumos că sunteți aproape, că vă abonați și nu uitați de clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce facem nou. Până atunci, vă spunem pe curând! Ciao! Bine ați revenit pe canalul nostru! Vă rugăm să... Nu vă mai rugăm... a unor băuturi de vară, mai puțin astăzi, mai puține la număr astăzi. Bine ați revenit pe canalul nostru!